Botezul, iubiți credincioși, înseamnă tocmai acest dar pe care Dumnezeu ne-l face nouă, celor care ne-am născut cu pata păcatului. Prin botez, sufletul acelui copil este eliberat de păcatul strămoșesc. Este eliberat de orice păcat. Prin botez, am fost făcuți la fel de frumoși ca Sfânta Fecioară Maria, pe care o cinstim azi. Atât de frumoși am fost în ochii lui Dumnezeu, încât ne-a adoptat ca fiul. Chiar dacă suntem slabi, chiar dacă recunoaștem că avem atâtea păcate pe sufletele noastre, să nu ne pierdem speranța, să nu stăm în această mizerie a păcatului. Să facem ceea ce trebuie ca inima noastră să nu stea în mizerie, ci să o curățăm cât mai repede. Acum, pentru mine, începe totul. Suferințele, bucuriile, drumurile întortocheate ale vieții. Aș vrea să vă spun că roba sufletului meu abia așteaptă să pornească. Să pornească în această călătorie. Nu mă voi pierde, pentru că vă am pe voi alături. Vă voi iubi întotdeauna și vă voi cere la rândul meu iubire. Se botea să rogul lui Dumnezeu Ștefan Mateo, în numele Tatălui Amin și al Fiului Amin și al Sfântului Dumnezeu Amin și al Fiului Amin. Thank you.
we go